Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Salutare! Iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Adolescenți. Eu sunt Alina Ilioi, realizatoarea acestei emisiuni. Adolescența este o perioadă importantă în care tinerii își dezvoltă abilități sociale, emoționale și intelectuale, iar activitățile extracurriculare pot juca un rol semnificativ în această dezvoltare. Alegerea activităților depinde de interesele, talentele și obiectivele fiecărei adolescente în parte. Desigur, este important să le oferim libertatea de a explora diferite domenii și să încurajăm dezvoltarea lor holistică. Cum arată adolescența la 18 ani în rândul fetelor? Ce le determină pe acestea să rămână concentrate pe școală și pe activitățile extracurriculare? Stăm de vorbă cu adolescentele Elena și Lia, în vârstă de 18 ani, dar și cu specialistul nostru din această seară, Răzvan Vasile, fondator și CEO MBA Kids. Nu uitați, aici nu judecăm, doar îmbrățișăm și de asemenea aici nu arătăm cu degetul, ci ne arătăm inima. A fi cool, vă spun de fiecare dată că nu este tot una cu a fi fericit sau acceptat. Dar a fi autentic, a reuși să fii tu într-o lume ca aceasta este o realizare foarte, foarte mare și le spunem bună seara și invitaților mei din această seară. Bună seara! Bun, iată, corul fetelor! Bună seara! Fetele, bună seara! Aici avem corul bărbătesc. Sunt outnumbered aici. Nu-i nimic, să știi ce că... mă bucur! Facem echipă foarte bună, pentru că avem și telespectatorii noștri care ne urmăresc și sunt convinsă că sunt și părinți acolo și adolescenți și abia așteaptă să vadă despre ce discutăm în această seară. Dar, în primul rând, să vă și cunoască mai bine, fiind pentru prima oară la Jurnal de Adolescenți și o să începem cu Răzvan Vasile, care deja nu cred că mai are nevoie de o introducere foarte, foarte mare, însă vrem să te cunoaștem mai bine așa și în calitate și de părinte și de specialist. Mulțumesc de invitație, stăm la masă aici cu viitorul, nu? Da. Noi trebuie să știm că ei sunt viitorul și trebuie să știm că educația lor pornește de la noi. Eu de aceea am și venit să arunc așa mai multe ponturi tuturor. Sunt și niște părinți aici în public, nu mă uit, și la televizor la fel. Eu am 3 copii, unul mai simpatic decât altul, 2 fetițe, fac una face 18 ani cea mai mare, cealaltă a făcut 11 și un băiat de 16 ani care... este așa în spatele meu, un suflă în ceafă din toate punctele de vedere. Mă va depăși în curând, dar nu mă las. Să-ți trăiască multă sănătate. Da. Și mai am încă vreo 3.000 de copii, între 6 și 18 ani, la Academia MBA Kids. MBA Kids, acolo Kids unde, așa. Care au venit să, cum spun, să-i băgăm un fel la, într-un fel de mașină de spălat, unde tu speli ce? Frici, blocaje, convingeri limitative, speli, ce să mai zică speli? Ce probleme? Ce te-ai oprit pe tine când erai mică să-ți descoperi potențialul tău maxim? Hai să vedem. Timiditatea. Cum? Eram timidă. Timiditatea. De ce ești timidă? De ce este un copil timid? O să vorbim și cu ele să vedem dacă sunt timide. Dar hai să spun ceva. Educația se face acasă. Un copil imită ce vede, nu ce li se spune. Din contră, când se spune ceva, parcă ai face invers. Eu așa făceam când eram mic. Opusul, da? Bun. Și le spuneam și fetelor înainte să intrăm că cea mai mare putere a noastră, fac și să pot să fiu și eu copil azi. Cu toții suntem astăzi. Cea mai mare putere a noastră, a copiilor, a voastră, este unicitatea. Haideți să nu le-o furăm și haideți să nu vă lăsați unicitatea furată. Puneți-o bine acolo. Știți unde o ascundeți? Înăuntru, în interior, că acolo este, lângă inimă, acolo e și iubirea de sine și acolo e tot. Și succesul și potențialul. Ce facem noi părinții ca să începem un pic cu o mică lecție? Comparăm copiii, apoi îi criticăm. Mai facem și alte prostii, dar hai să rămânem la acestea două și ați mai spune încă una, altă eroare foarte mare, să-i protejăm la infinit. Haideți să-i lăsăm să vadă cum e viața. Am făcut un test în care o bilă circulă așa, pe un plan înclinat, sus și jos, și alta pornește în același timp doar în jos. Știți care a ajuns prima? Cea care pornește în jos și în sus. Pentru că... plan da, de fapt, care deci nu cea care a mers care liniar. Care a avut suișuri și coborâșuri. Exact, a ajuns prima cu 2 secunde și ceva înainte. Așa e și în viață. Să nu mai fugiți niciodată de probleme, pentru că problemele sunt sursa puterii voastre. Doar problemele vă învață. Părinții și problemele vă învață în orice.
Ce frumoasă introducere și ce frumos început. Îți mulțumim tare mult. O să discutăm chiar mai în profunzime după ce le cunoaștem și pe fete mai bine. Pentru că, iată, și voi sunteți pentru prima oară aici. De ce îmi faci semn către Iace? Tu, pentru că ai fost pentru prima oară la televizor când aveai 10 ani, așa aveam o IGP cu tine. Am văzut asta. Așa că o să începem cu tine, Elena. Singură mi-ai făcut semn că vrei să fii Elia, așa că am înțeles că vrei să fii tu, da? De ce ți-e frică, nu scap? Este o lege, escalarea eristică, știi? Cu cât încerci să fugi de ceva, bine spre tine. Asta este. Așa că, Elena, vrem să te cunoaștem mai bine, să aflăm mai multe despre tine. Păi, mă numesc Elena Codreanu, am 18 ani și sunt în clasa a 12-a la Colegiul Național Mihai Eminescu. Bine, nu sunt de la început în Eminescu, am intrat în Șincai, iar în clasa 11-a, după primul modul, m-am mutat în Eminescu pentru că făcusem clasele 1-8 acolo și am vrut să termin și liceul. Fac gimnastică aerobică, sport de masă, de la 6 ani, deci de aproape 13. Bineînțeles, am luat mai multe premii la concursurile europene, naționale, etc. Și în timpul liber îmi place să fiu cât mai ocupată, să încerc cât mai multe lucruri. Vreau să mă cunosc și pe mine și să învăț cât mai multe despre tot. Ești și redactor șef la o revistă, nu? La tine, la școală? Da, la revista Limba Engleză. Bine, mă ocup cumva și de cea în limba română. Acolo sunt la partea de grafică coordonatoare. Da, da, sunt redactor șef la revista în engleză. Voluntar? Voluntar, bineînțeles. Unde faci voluntariat? Păi am făcut la IUF anul trecut. Am vrut să fac și anul acesta, numai că am zis că fiind a 12 o las mai moale. Și nu mai știu ce, am mai prins așa de sezon și o să reîncep planul la facultate. De ce ai ales așa multe domenii și ești atât de activă? Sunt foarte curioasă, te-a îndemnat cineva sau pur și simplu îți place ție să încerci? Nu, din contra. Mai degrabă mi s-a zis să îmi aleg un domeniu ca să pot să mă bucur cât mai mult de el, să-l descoper în profunzimea lui. Iar eu, bineînțeles, am făcut opusul și m-am dus în toate și am încercat să le aprofundez cât mai mult și chiar am observat că se leagă foarte mult, nu mai așteptam, și gimnastica de scris. De absolut totul este foarte bine conectat și foarte bine pus la punct. Tu, dacă ar fi așa să te uiți la adolescentele de 18 ani din jurul tău, te consideri o adolescentă tipică sau atipică? Cred că tipică, pentru că fiecare face câte ceva și este bun la ceva anume. Într-adevăr, eu le-am pe mai multe, dar nu pot zic că excelez în toate. Deci, cumva, cred că sunt foarte tipică. Și probabil întrebarea care ți se pune acum cel mai des, ce vrei să faci în viitor cu viața ta? Eu vreau să fiu profesor. Ce vrei să predai? Ce-ți place? Eu aș fi vrut să fiu învățătoare, da, sau profesor de biologie, sau de română, sau franceză, sau poate chiar matematică. De ce ai fi vrut? Pentru că știu că salariile nu sunt foarte bune și atunci mă gândeam, poate mă duc în altă parte, nu știu, să mă fac antreprenor sau... Pe mine mă las să iau partea asta de informații și apoi vezi tu ce faci cu ele, că te simt acolo. N-am că vrei. N-am mai tăcut atât de mult, de mult. Te simt că vrei să spui. Bune pentru, da, pentru abia ele. Aștept să văd, te simt eu, dar le-am notat pe toate, le-am scanat. Deci ai o pasiune, ți-ai dori foarte mult să fii fie învățător, fie profesor, dar știi că salariile nu sunt foarte bune, așa că te gândești să mergi pe latura aceasta a antreprenoriatului. Da. Și în cei 4 ani de liceu, spre exemplu, făcând atât de multe activități și toate cele, uite, fiind și redactor șef la o revistă, te pasionează și lucrurile acestea? Te-ar interesa poate să lucrezi în domeniul acesta al jurnalismului? Da, bineînțeles, m-am și gândit la acest lucru, numai că cumva vreau să găsesc un domeniu care să permită să-mi continui toate activitățile, toate aceste hobby-uri, printre care și gimnastica, ceea ce este mai greu, dar de aceea mă gândeam să mă duc la ASE, să fiu antreprenor, să-mi deschid ceva sală de fitness și să continui cu gimnastica. Apoi, în timpul liber, poate îmi scriu și un ziar sau mă duc la o revistă și pe la 40 de ani mă fac profesor. Deci le-ai gândit pe toate așa. Da, este foarte bine calculat. Le-ai planificat bine. Te-a ajutat cineva să-ți pui așa ordine în gânduri, să le așezi pe voi, nu? Nu. Tu ai eu seara singura... la 11 noaptea. Da. Foarte tare, Elena, foarte tare. Și cinstită și onestă și, da, cu, și ambițioasă, bravo.
Și acum o luăm și pe ea. Da. Mergem către Lia sau începem cu în spaniolă? Încercăm Lia sau cum? Dacă doriți. Nu știu cât încerc eu, doar să nu știu foarte multe în spaniolă, dar știu că tu ești olimpică în acest domeniu. Da. Povestește-ne câte ceva despre tine. Mă numesc Lia Victoria Nicolae, am 18 ani, sunt în clasa 12 la Colegiul Național Iulia Hașdeu. Sunt pe profil uman, filologie bilingvă spaniolă și sunt extrem de pasionată de această limbă. Ține ceva în spaniolă, hai, că poate te înțelegem. Cu spaniola stăm bine, l-am înțeles. O poezie? O poezie. O continuare. Ce vrei tu? Da. Ce vreau eu? Da. Dar să fie bine. Da. A ver, pues, ¿qué os puedo decir? La verdad es que a mí me encanta este idioma. Yo la veo como una lengua increíble. Es una lengua increíble, es la lengua más bonita del mundo. Y aconsejo a todos los adolescentes del día de hoy que hagan lo que les dé la gana, que sigan sus sueños y ya está. Tú eres guapa. Gracias, qué bonito. Iar noi doi suntem de acord cu ce a zis. Sigur, în totalitate. Nu? Ați înțeles tot, da, așa? Tot. Am simțit că mă uit la telenovele. Tu n-ai vorbit, tu ai pictat cu cuvintele. Foarte frumos. Da. Mi-a gustat pictat. Și ai și accentul acela. Chiar zici că ești de acolo. Mulțumesc. Da, felicitări. Mulțumesc. Dar din așa ce am mai citit eu despre tine, să știi că eu m-am documentat puțin despre voi, v-ați dat seama cum am venit, da? Am înțeles că tu nici n-ai avut nicio treabă cu limba spaniolă. Tu, de fapt, erai, nu? Da. Acolo, la Biling, erai pe alte limbi. Învățai altceva, engleză? Sau cum a fost întâmplarea că tu ai ales spaniola și te-ai trezit că vrei să înveți asta? Da. Eu am fost la școala gimnazială numărul 190, unde nu se face spaniolă, nu există așa ceva. Făceam franceză ca limba a doua și engleză. Făceam engleză și franceză. Pasiunea cu spaniola a început în clasa a șasea, când aveam 11, aproape 12 ani. Dintr-un joc, aș putea spune, mă simțeam eu atrasă față de limba asta și cumva, pur și simplu m-am trezit într-o dimineață cu dorința de a o înțelege ca pe limba mea maternă. Uh-huh. Nu suportam ideea că dacă mă uit la un film, dacă mă uit la, urmăresc un videoclip pe YouTube sau orice are legătură, mă simțeam oricum atrasă față de limba asta, pentru că e foarte, foarte, foarte frumoasă, muzicală. Și tot ce vreți. Și nu suportam ideea de a o înțelege prin intermediul unui traducător. Voiam să o înțeleg, voiam să o trec prin filtrul meu și nu prin filtrul lui. Motiv pentru care m-am înscris la un curs la Palatul Național al Copiilor din București. Da. Moment în care viața mea s-a schimbat total. M-am îndrăgostit, am cunoscut-o pe prima mea profesoară de spaniolă, Mihaela Băuroșu. Și cu fiecare oră plecam din ce în ce mai bogată de acolo, înțelegeam din ce în ce mai multe, mă simțeam din ce în ce mai atrasă, simțeam că viața mea se schimbă, că viața mea are sens, până când, 2 ani mai târziu, în clasa a 8-a, când mă gândeam la ce liceu ar trebui eu să dau, ce ar trebui să fac mai departe, toată lumea era, Matei Info, Șinca, hai să ne facem avocați, hai să ne facem medici, hai să ne facem ingineri. Eu mă gândeam, ok, eu nu pot să trăiesc fără spaniolă, trebuie să fac ceva în direcția asta, ok, mă duc la Biling. Și așa am ajuns la liceul la care sunt acum, la Colegiul Național Iulia Hașdeu, pe filologie bilingvă spaniolă. Aha, iată ce traseu. Și vrei să continui, bănuiesc, tot în limba spaniolă să faci ceva cu viitorul tău. Da. Ce? Bun. Visul meu de când eram mică este să-mi urmez cariera în Spania, uh-huh. Să dau la facultate în Spania. Dar există un mic copil din mine care mă împinge la a fi profesoară, la a deveni acea persoană care mi-a deschis mie ochii într-o zi, care m-a făcut să văd viața dintr-o altă perspectivă. Deci mi-ar plăcea să fiu profesoară, dar în același timp mai există o serie de materii de care mă simt atrasă, ca de exemplu economia, deci aș putea să dau la turism în Spania, mă simt foarte atrasă de călătorii, de tot ce înseamnă țări străine, culturi, istorie, geografie. Deci ai în calcul mai multe variante. Da, da, da. Mai trebuie să te... Da. Vedeți că aveți un lucru în comun? Da. Bine, mai multe, încă dar da. Nu știați asta, că v-ați cunoscut înainte de a intra în platou. Ce părere ai de fetele mele de aici? O plăcere să stai cu așa copii inteligenți, copii tineri, adolescenți, nu mai sunt copii. Și ce faceți voi e fantastic.
mă gândeam cum ar fi fost mama lui Mozart să-l facă fotbalist doar pentru că soțul sau fratele ei n-a avut succes. De obicei, părinții mută frustrările și lipsa de realizări pe copii și scoate pe copii din ce? Din valorile lor personale înalte. Ce faceți voi este fantastic. Pentru ce? Pentru viitorul vostru, pentru sănătatea voastră psihică, sănătatea voastră standard, normală, fizică, pentru stimă de sine, pentru tot. Pentru că voi vă urmați vocația și pasiunea și talentul. Asta înseamnă să fii în valorile tale cele mai înalte. Când ești obligat să faci ceva, cum vorbeam înainte, când nu ai chef să mergi la școală, că nu-ți place de profesoară, tu ai lăudat-o, te-ai uitat și ai râs, deci și mai frumos de atât, la fel și tu și faci cu gimnască. Și eu vă dau o veste bună. Voi, în acest moment, aveți, fetița mea are 18 ani, cea mare, da? Face acum, în februarie și încă e în Sydney. La fel am spus și ei, voi aveți resurse nelimitate. Voi puteți și în acest moment, nu știu cât de important sunt banii pentru voi, eu vă recomand să fie importanți și banii pentru voi, pentru că toate trebuie să fie importante, totul, tot ansamblu din jurul vostru, e un puzzle, cum și spuneai tu. Urmăriți-vă pasiunea, dar faceți-vă fericiți și pe voi și ajutați și pe alții. Eu vă recomand și vă îndrum oricând doriți, cu cel mai mare drag, să fiți un moment dat să vindeți cursuri online, să faceți cursuri cu copiii, să faceți cursuri în care să îi învățați și pe ceilalți din pasiunea voastră, să scrieți o carte. Eu am copii și pe toți copiii care pleacă de aici, de la mine, dar nu că pleacă de la mine, vorbesc acum personal, pleacă cu o carte scrisă, ceea ce e fabulos. Să ai o lansare de carte, cu cât de pasionate să vă ești plină de energie și să ai o afacere care să-ți meargă fantastic. Și să le spui părinților să le ajuți, uite, mamă, ți-am cumpărat astăzi paltonul al tău, care ți-a plăcut ție mai mult. Ți-am cumpărat tata o mașină care ai vrut tu să o ai. Eu nu cred că este ceva mai frumos de atât. Și voi puteți face orice. Și hai să vă dau un exemplu. Am fost cu fetița mea, cu Sofia. Am fost pe câmp în Sydney ca să exemplific concret ce înseamnă să ai acces la resurse inepuizabile. Vorbesc acum de IT, digitale, de toate. Dar am să dau un exemplu psihologic, metaforic. Și am zis așa. Vezi, aici este o piatră. Era totul pregătit. Ai niște uscule, niște lemne, niște fiare, ai de toate ca tu să o muți. Poți să o muți. Ai toate resursele în jurul tău pentru a o putea muta. E prea mare. Din prima vin mindset-ul că e prea mare. Nu există prea mare, nu există prea mult, nu există greu. Există mindset. Noi putem orice. Și voi puteți orice. De-aia și venit aici pentru succes. Bun. Și s-a chinuit un sfert de oră ca să tai povestea și a spus nu pot. Și zic mai încearcă. A transpirat, s-a mai zgâriat. Și am spus așa. Deci ai abandonat. Da. Bun. Pe mine m-ai rugat să te ajut. Și m-am gândit la asta. De ce nu te-a întrebat pe tine? Exact. Deci resursele voastre, doar trebuie să ai ochii mari și deschiși, să știți că de fapt totul e în jurul vostru. Nu aveți niciodată probleme voi. Problemele, cum v-am spus, vin să vă întărească. Voi, dacă aveți probleme în mintea voastră, dar nu sunt probleme, sunt profesori, lecții, trebuie să creșteți atât de mari, să fiți atât de mari voi, mental, cum vreți voi, încât problemele să fie micuțe. Nu vă mai focusați pe mărimea problemelor, ci pe mărimea voastră. Să fiți voi puternice și mari. Asta, felicitări, deci e fantastic ce am auzit, eu sunt pic emoționat acum. Chiar aș vrea să intrați în club, eu am făcut un club pentru copii, se numește așa clubul, The Billionaires. N-am decât o singură, am două fete în club, sunt copii care au venit, unii traumatizați, alții un pic abuzați, unii bătuți, din păcate, că nu puteți să fugim, să băgăm sub preș realități, iar acum sunt copii care câștigă, sunt fericiți, au visele îndeplinite și câștigă unul 2.000, altul 4.000 de euro pe lună. Altul 30.000. Deci, extraordinar. Vă dați seama, voi când sunteți și mai deștepte dintr-o cameră, plecați de acolo. De aceea vă invit într-un club unde să fiți doar cu oameni de vârsta voastră care să vorbiți, să schimbați idei. Nu stați într-un club, este mentală ideea să aveți legătură cu ei, să vorbiți, să fiți o comunitate. Deci, voi sunteți miliardari în atitudine și în realizări, da? Asta e mindset. Aveți mindset bogat. Bravo. Felicitări. Uite ce sunt curioase, dacă tot vorbim și de lucruri care ne împiedică cumva să ne atingem potențialul sau să acționăm așa cum dorim sau să alegem ceea ce ne place. Voi sunteți chiar la vârsta la care acum cumva se pune și presiune să luați o decizie, dar terminând liceul sunteți și nevoite să luați o decizie în curând, ce faceți, ce nu faceți. Sunteți în punctul acela în care dacă nu știți încă 100% și concret ce vreți să faceți, e un pic mai dificil. Aveți probabil câteva întrebări.
sau nu. Sau, uite, de exemplu, dacă tu te gândești, păi, că îți place foarte mult să faci X lucru, go for it. Și o să dau mereu exemplul ăsta pe care îl tot spun fetelor. Și eu, când aveam 18 ani și trebuia să iau o decizie și am zis că vreau să merg la jurnalism, eu lucram deja în televiziune, s-au activat toți. E nebună, își dă cu piciorul la viitorul ei, cum la jurnalist, că sunt mii de fete care stau la ușă și vor să lucreze. Fix același lucru. Nu te du, nu te du. Au chemat-o pe mama la școală. E deșteaptă și ce face. Cel mai scurt drum spre eșec e să spese sau să încerci să mulțumești pe toată lumea. Voi trebuie să controlați ce puteți controla. În rest nu vă pasă, voi sunteți perfecte așa cum sunteți. Gura lumii. Nu, numai dacă n-ai nivel de merit, ții cont de ce părere au alții. Viața aia voastră. Mai ales dacă există o chemare deja. Da, bineînțeles, urmați-vă chemarea. Răspunsul aveți deja, amândouă, aici înăuntru. Uitați-vă acolo, acolo vă uitați și acolo găsiți. Imediat, e acolo deja. Face cu mâna. Ia uitați-vă. Și poate că, uite, X, Y, Z zice, băi, nu-i momentul acum, sau nu se câștigă din asta, sau nu-ți clădești un viitor pe asta, sau nu sunt șanse, sau sunt prea mulți candidați. Dacă tu ai chemarea aceea în interior, eu cred că deja ți este și pavat drumul și reușești să faci lucruri, să te dai peste caș și să găsești variante și vin multe de la sine doar pentru că ți-ai ascultat acea chemare din interior pe care o ai. Și pentru că ai pășit pe drum. Da. În momentul în care, țineți minte acest paradox, pare paradox, dar e realitatea vieții. În momentul când pășești pe un drum, drumul apare. Deci gata, ăsta este, da? Pășiți pe el. Și încă un secret mare de tot pe care mulți copii, pe care încă n-am reușit să-i în drum cum trebuie, dar nu există, nu reușim, nu acționează. Voi trebuie să acționați. Voi acționați, vă văd, voi sunteți de acțiune, acțiune. Secretul succesului este acțiunea. Gândiți puțin, 10%, hai, că nu-i puțin, 10%, și acționează 90%. În rest, corectezi pe drum când pornești pe drumul tău. Numai overthinking-ul ăsta și prea multă gândire o dăm perfecționism, iar perfecționismul este stagnare. Nu uitați niciodată asta. Nu mai căutați perfecțiunea. Suntem perfecți din naștere, da? Nu mai căutați că perfecțiunea... Știți că perfecțiunea vine din minte. Mintea noastră, știi cum e făcut așa? Ea e în alb, ea e în negru. Ea e deșteaptă, ea e nu-i deșteaptă. El e slab, el e... Înțelegeți? Mintea etichetează. Mintea în parte e duală. Știi cine unește? Ce mintea separă? Iubirea. Iubirea lipește tot ce mintea separă. Nu am voie să critic pe cineva, n-am, văd de treaba mea, pentru că ori, dacă tu ești, de exemplu, familistă și o râd cu ele de tine, e familistă, nu merge în club cu noi, înseamnă că tu ești familistă, asta e valoarea ta personală. Și de unde vin valorile personale ale unui om? Din lipsă. Tu n-ai avut o parte de familie, de iubire. Cum să râd eu de o valoare a ta personală? Deci, tot înainte sunteți pe drumul perfect, bravo, încă o dată, că am zis la treia oară. Fetele. Mândru de voi și de părinți. Bravo. Da, sunteți extraordinare. Chiar și când am citit despre voi, am zis, abia aștept să le cunosc, să vină în platou și să aflu mai multe despre ele. Așa că o să vă întreb acum, de exemplu, dacă aveți anumite frământări sau niște întrebări la care poate că nu aveți încă un răspuns și ați vrea să le împărtășiți cu noi. În ideea în care poate facem un brainstorming, așa, și poate că fix întrebările pe care le aveți voi sau frământările le au și alți adolescenți de acasă. Și în același timp îi ajutăm și pe cei de acasă cu un răspuns, dar poate că vă ajută și pe voi să aveți o altă perspectivă, să priviți lucrurile dintr-un alt unghi, să vedeți din ansamblu și așa mai departe. Cele mai mari neliniști, spuneți-le acum, haide să le vorbim. De mult n-am mai fost provocat nici eu, nici tu, adică să nu avem răspunsuri. Haide să căutăm răspunsul la orice. Eu am avut foarte multe neliniști și n-am avut pe cine să întreb. Mi-a fost rușine, vezi, rușine iarăși. Da, și rușine. Da, și mă simțeam vinovat să întreb lucruri care poate m-ar fi scos din niște chestii. Deci, aveți? Așa, poate că nu aveți, poate că întrebări vezi grele. Foarte clar. Și ușoară. Eu sunt în general destul de liniștită pentru că am așa în mintea mea o idee cum că orice ar fi va fi bine pentru că am drumul meu și mi-l găsesc. Chiar dacă mă duc într-o parte, o să ajung eu cumva și acolo unde trebuia să ajung și nu prea mă deranjează nimic. Deci... Bravo. Foarte tare. Ai citit să ajungi să ai gândirea asta, mindset-ul acesta? Da. În clasa a 6-a am citit Lumea Sofiei, o carte de filozofie cumva pentru copii, care mi-a deschis porțile spre o altă lume și brusc parcă mi s-a schimbat toată viața. Și da, practic, dar și încercările și toate provocările pe care le-am întâlnit de-a lungul vieții, cumva și ele m-au ajutat să îmi dau seama că orice ar fi, ajung acolo unde trebuie să ajung și foarte important să și știu eventual o idee mare
cum a fost în cazul liceului. Eu îmi doream în clasa 8-a să fiu în trupa de teatru și președinta liceului meu, adică Neminescu, și m-am dus în Shinkai. Adică, bine, am ajuns și în trupa de teatru și președinta liceului meu, Neminescu, dar ideea este că s-a dus total pe lângă ceea ce îmi doream. Și totuși ai sfârșit în locul în care până la urmă trebuia să fii. Bineînțeles, n-am avut liniște până n-am terminat ceea ce îmi doream. Deci lupți pentru ceea ce îți dorești. Desigur. Nu accepți că nu se poate. Desigur, sunt sportivă. Da, ai învățat asta și din sport, da? Da, da, ambiția aceasta. Foarte tare. Întotdeauna se poate întâmpla întâlnirea asta cu imprevizibilul, dar în momentul în care o motivație foarte mare, bă, frate, poate să dea ăștia cu tancul peste mine, eu vreau să ajung acolo, nu mai există ceva. Tu ești tot așa ambițioasă, și nu vor da cu tancul, pentru că tu ți-ai proiectat realitatea ta, corectă și frumoasă. Bravo! Așa se face. Da, eu văd pentru voi infinite posibilități de a face foarte multe lucruri, pentru că vă place să luptați pentru ce vă doriți, dar aveți și talente, skill-uri și chiar mă gândeam în timp așa ce știam că o să ne întâlnim aici, mă gândeam la câteva lucruri și anume, să fii adolescent în ziua de astăzi și să ai atâtea posibilități, dar în același timp să alegi să mergi pe un drum frumos, mi se pare excepțional. Pentru că dacă ne uităm în jurul nostru, o fată la 18 ani, din punctul meu de vedere, cel puțin din afară așa se vede, eu de asta v-am întrebat dacă vă considerați tipice sau atipice, mi se pare mai rar să întâlnesc așa, nu-i la ordinea zilei o fată cu atâtea dorințe de a face lucrurile bine, de a investi în propria persoană, de a se gândi la viitor și cu rezultate excepționale. Din păcate, vedem multe fete și ne uităm și pe internet și vedem și influencerițe pierdute, însărcinate, cu 1, 2, 3 copii până la vârsta aceasta. Și asta e realitatea. Dependențe, cu vicii, exact. Pierdute în jocuri, în, nu știu, în probleme cu probleme de sănătate, oameni care se îngrașă, de exemplu, copii, foarte mulți copii care se îngrașă. Știți ce înseamnă când veți vedea un copil care are tendința spre a se îngreșa? Trebuie să fie ajutat, efectiv, sprijinit mental, cum să zic, ca prieten. M-au întrebat niște părinți de ce copiii noștri sunt îngrași. Și am zis așa, pentru că ei se cred slabi. Dar slabi ați rest, eu sunt slab ca om. Slab ca om. Și subliminal și subconștient, creierul te face că tu vrei să fii, să nu mai fii slab, asta vrei tu. Și vine creierul și te face gras. Sau tu crezi că ești neimportant și totul pornește, vezi de unde pornește. Crezi că neimportant și tu crezi că atunci cu cât ești mai mare, cu atât ești mai important. Tot subliminal, tu nu vrei asta, dar atunci măcar nu-ți dai seama că e un tipar moștenit. Sau ultima variantă, de ce? Faptul că tu ai multe frici de viitor, care sunt toate ireale. Ce frici de viitor? Noi trăim doar în prezent, uite. Noi suntem aici, unde suntem? În altă parte. Aici, în prezent ne facem viitorul, nu? Și au multe frici care se repete, repete și corpul spune că e o situație de criză și atunci hai să acumulăm resurse. Și uite cum oamenii se îngrașă. Când tu ai încredere în tine și te iubești pe tine, nu mai există nimic să-ți ia înainte. Vei atrage totul, nu mai trebuie să mai fugi, nu? După acel lucru cum ai spus tu? Că n-aveai cum să ratezi asta pentru că ai avut neliniște sau cum ai fost neliniștită, nu puteai... Da, cumva și asta. Tu fă totul în liniște, mult mai bine. Păi nu, pentru că am fost foarte liniștită, numai că în subconștientul meu știam că o să mă întorc cumva și îmi doream. Adică aveai un cel și știai. Da, dar nu pot zic că am luptat prea mult, adică chiar mi-am văzut de viață și încă. Și sunteți, am uitat să zic, asta nu să spun, sunteți chiar speciale. Doar că noi, oamenii inteligenți, și m-am pus și eu acolo, am văzut repede, de obicei 70% din oamenii inteligenți, capabili, au acest sindrom al, cum se numește, al impostorului, în care când te întreabă cineva cum ești, ești deștept, nu știu, da, domne, da, sunteți speciale, sunteți deștepte, sunteți frumoase, sunteți speciale, sunteți cele mai bune. Da? Deci, da, te primește, să primește, să spune. Tot acești oameni, dacă vrei să dai cadou un tip de om cu sindromul impostorului, o să zic că n-am nevoie de acest cadou, dar de ce te-ai deranjat? N-ați observat câți oameni sunt care nu știu să primească? Trebuie să învățăm să primim și complimente, și, pentru că aveți rezultate. Păi dacă voi apuca acum să scrieți, vă apucați, aveți pagini întregi de rezultate pe care le-ați obținut. Păi, n-alea sunt speciale. Nu face toată lumea. Și vă spun eu de la Academie, de la mine, nu face nimeni ce faceți voi. Puțin copii, 10%, 20%. Și nu știu dacă ai observat că nu au punctat atât de mult faptul că ele chiar au performanțe în domeniile acestea. Adică le-ați trecut așa fugitiv. Pentru că mi se pare normal. Da. La voi succesul e normal, ceea ce e fantastic. Și de aici
o altă întrebare pe care o am, pentru că v-am zis, făcând așa o radiografie a fetelor de 17-18 ani, vreau să întreb ce v-a făcut pe voi să nu căutați latura cealaltă, adică viața de petrecere, cluburile, să vă distrați și doar atât, să căutați, poate eu știu, să nu vă faceți niciun plan de viitor, pentru că de liceu am timp să mă ocup de viitorul meu și altă dată. E bine, există mai multe forme de fericire. Pentru mine, fericirea absolută e asta. Adică prefer să-mi iau, hai să ne luăm serotonina din asta și nu din cluburi, party, tot timpul, 24/7. Hai să facem ceva pentru noi. Cred că foarte mulți adolescenți din perioada asta și adolescenți caută în direcția greșită. Da, alcoolul, drogurile, un anumit tip, da, etică, ok, da, îți aduc un aport de serotonină, dar este artificial. E ca și când tu nu ești fericit cu viața ta, creierul îți cere să fii fericit și apeși pe un buton ca să vină serotonina așa în mod artificial. Hai, să vină. Și pe termen scurt. Nu ține mult. Și vrei tot mai mult. Exact. Da. Încercați să explorați mai mult, să descoperiți ceea ce vă place, pentru că fiecare persoană din lumea asta e bună la ceva, vă garantez. Deci dacă eu am ajuns aici, ajunge oricine, vă garantez. Deci, și o să găsiți acel lucru care vă place enorm. Foarte multe persoane mă întreabă, când aud de treaba asta cu Olimpiada, de unde atât de multă ambiție? Nu aș numi o ambiție, nu e ambiție, aș numi o pasiune. Pasiune. Uhum. Pasiune cu P mare, doar atât. Pentru că să fii ambițios, da, bun, trebuie să fii ambițios. Dacă nu-ți place, asta e condiția de bază, trebuie să-ți placă. Faceți ceea ce vă place. Punct. Bine, punct. Gata, nu mai. Mergem, nu punem virgulă. Elena. Eu am căutat viața de cluburi. Ai căutat-o? Un pic, numai așa. Că nu m-am lăsat părinții, așa că am renunțat rapid. Da. Mulțumesc pentru sinceritate. Nu ai fost tu făcută pentru asta, spun eu. A știut mama ce a știut și cu tata. Da, așa că a trebuit să îmi iau serotonina din 1000 și una de activități și de rezultate sportive. Și cam așa. S-a reorientat. Da. Ai făcut reconfigurare traseu. Da. Deci... Rewiring, da. Dar cum se face că i-ai ascultat? Pentru că sunt convinsă că și nici la alți tineri nu sunt de acord părinții cu ceea ce fac. Exact. Cu mersul prin cluburi și așa. Hai de la păcănele. Da. Păi, trebuie să dorm undeva și... ce viziune. Unde găsești așa fete de deștepte? Deci ai pus în balanță, nu? Vai, ce tare. Trebuie să o chemăm și pe mama acum să ne spună cum a făcut, ce tehnici a aplicat acolo. Iubirea a aplicat. Da. Iubirea, dar uneori și iubirea cu limite e foarte bună, știi? Da. Păi, da. Cea mai bună. Dar uite, în perioada aia când ai căutat puțin cluburile, așa. Nu, nu pot să o numesc o perioadă. Nu, a fost o ieșire, adică nu, chiar nu e perioadă. Maxim 24 de ore, nici măcar. Deci aia a fost marea da, perioadă, nu, da? Da, nu, aia nu e. Deci ce de străbălare. Da, senzațional. Bine că a fost tată din rădăcini, știi ce a zis? Nu, știi cum e, în viața e bine să ai echilibru în orice. În orice, pentru că viața e făcută din ce? Din negativ și pozitiv. Toți avem latura cealaltă, toți, ca o monedă. Că atunci trebuie să ne iubim toate laturile și toate laturile a oricărui om și acțiuni și obiect. Nimic nu e perfect fără imperfecțiune. Și atunci, ce se întâmplă, se întâmplă pe baza alegerii tale și destinului. A zis, gata, acum 1000 și una de activități. Da, poți să te distrezi, poți să te întâlnești cu prieteni, să... Nu știu, să povestiți, să râdeți, să... E normal, oricât de mult ți-ar plăcea ție să faci ceva, la un moment dat vezi în stânga, vezi în dreapta, mă, toată marea asta de adolescenți care fac asta, mă, înseamnă că trebuie să fie ceva acolo. 98%. Hai să vedem ce e acolo, ce, bă, ăștia se simt bine, ia să văd eu. Tentația. Țeapă. Păi așa te prind. Da, deci, țeapă, că nu-i de fapt, nu știu, da. Eu sunt pe tiparul lor. Acum nu, că eu n-am vrut să merg. Am fost odată, nu mi-a plăcut. Eu am avut noroc, cumva că n-a trebuit mama cu tata nimic să mă oblige să nu, să... Nu a fost pe placul meu, a zis, nu-i de mine. Nu e ceva ce, eu știu, se află în lista valorilor mele, apropo de valori. Exact. E ceva ce
cu siguranță alții poate se distrează sau se păcălesc că se distrează, dar nu e pentru mine. Așa că, totuși, asta era cu mai mulți ani, când poate nu era la ordinea zilei. Acum se practică destul de mult. Dar e bine că vă știți drumul și traseu. Câteodată când, iată, mai... ca să avem unde dormi, ascultăm de mama și de tata. Emisiunea asta e mini-carte. Foarte funny. Și modul în care voi vorbiți atât de degajat și atât de limpede. Știți cât de greu e să vorbiți limpede? Oamenii au gândurile încurcate, rău de tot. Rău. Ce vreau să spun eu? Că avem adolescenți atât de tari. Excepțional. Ca dovadă. Și cu mare regret, eu cred că, nu știu, acum chiar v-aș întreba dacă vă simțiți auziți. Cu mare regret, te informez că asta e singura emisiune din România pentru adolescenți. Nu există și cu adolescenți. E singura. Nu sunt emisiuni special pentru adolescenți în care să vină doar adolescenții alături de un specialist să vorbească. Nu există așa ceva. Dar uite câte chestii au de spus, cât de interesante sunt și cât de mult am putea și noi adulți să învățăm de la adolescenți. Eu promit că o să promovez intens această discuție, pentru că voi puteți fi începutul, capătul de domino, cu piesa aia micuță care, hop, cade și la final cade piesa mare. Deci vă simțiți prietenii tăi din club cad. Păi nu, trebuie să te descoperi pe tine, ai dreptate, trebuie să te regăsești pe tine. Acolo ce faci? Doar te combin cu alții, este coeziune socială, este aceeași chestie, să ții cont de părerea altora. E o formă superficială de serotonină, nu e o fericire adevărată. Dopamină, serotonină, da, nu e. Senzația că. Da. Din dopamina cea mai frumoasă e a succesului. Da, cealaltă e țeapă, da. Dar vezi, poate unii au nevoie de asta, ca la bullying. Sunt copii care atrag bullying-ul prin comportamentul lor. Eu am studiat foarte atent. Mă uitam în Australia, nu? Cât am stat acolo atâția ani. Mă uitam în cap jos, dat mâna așa, cu ochii într-o parte. Și normal că din atitudinea asta vine cineva și te bully. Dar vezi cum e, iară nu-i negativ și pozitiv. Pentru că dacă n-ar veni cel care face bullying, tu nu ți-ai dat restartul sau resetul să zici, stai domne, gata, mă duc la sport, mă duc acolo, sunt luptător sau ce fac, îmi schimb atitudinea. Deci vezi, tu atragi ceea ce ești. Mă întrebam niște copii de vârsta voastră, dintr-o clasă mai mare a noastră, domn profesor, de ce dorința, că ai spus ceva de dorință înainte, că am dorințe, de ce dorința este pe partea negativă a conștiinței? Conștiința e o harta conștiinței, care e pe bază de emoții, nu aia înseamnă conștiință, și roșie e jos și verde sus. Pentru voi să știți, dar voi aveți curaj, curajul e nivelul de conștiință de unde pornești și faci tot. Cum ați avut voi și cum aveți. E, și dorința e undeva jos acolo pe roșu, nu foarte jos ca rușine, dar e acolo pe roșu. De ce? Pentru că noi atragem ceea ce suntem sau ceea ce avem. Când tu îți dorești intensiv, în dezechilibru mental, nu știu, în club sau în Ferrari, Hai să ne îmbătăm, da? Tu ce arăți universului? Arăți că ai o lipsă și tu ce atragi? Ceea ce ești lipsă? Deci de aceea dorințele până vreau să fiu neapărat profesoară, dar în dezechilibru, nu cum ai făcut un echilibru sau tu cu limba spaniolă, vezi, atrage de fapt mai multă lipsă și mai multă luptă. De aceea trebuie toată lumea să-și găsească pragul lui de care să dea cu capul. E logic. Și unii dau să trezesc, alții mai au nevoie de încă un prag. Trebuie să dea vreo 10-20 de ani până să trezesc. Mai grea trezirea. Da. Voi ați avut momente când v-a fost dificil, greu? Da. La nivelul la care să vă gândiți, Doamne Dumnezeule, așa ceva, nu știu dacă voi putea să mai trăiesc vreodată, mi-e super mega greu. Da? Da. Am avut o problemă la genunchi, mai exact mi s-a dislocat genunchiul, de mai multe ori. Și nu ultima dată, pe la a treia dislocare a rămas așa pe lângă. Și a trebuit să chem salvarea și mi-a fost foarte frică pentru că, pe lângă faptul că am stat foarte mult cu genunchiul pe lângă, mi-era frică că nu o să mai pot să merg niciodată și nu neapărat de mers, mi-era că nu o să mai pot să mă întorc în sala de gimnastică și în momentul ăla eram distrusă. O panică, da. Da. Mi l-a pus în gips, am lucrat cu gipsul 2 săptămâni ca să nu mi-ies din formă și în momentul acela cât am stat în casă cu gipsul am fost scoasă de absolut peste tot. Adică brusc de unde eram o persoană foarte căutată și foarte activă în toate cercurile în care eram. Pentru că acum aveam o problemă și nu mai puteam să fac față, m-au scos de absolut peste tot și mi s-a părut foarte, adică cum să dai un om de calitate, pentru că eram în top, la o parte, pentru că nu mai poate să meargă, adică creierul funcționează, de ce? Wow. Și, da, a fost... și cum ai ieșit din asta? Că o să spun ceva după aia.
m-am vindecat și am putut să merg. Și oricum am deplasat cât am putut și cu gipsul. Am mai ieșit din casă fără să știe oamenii. Da, nu e. Nu mai am mama, zic ce vrei, gata. Spune ce vrei. Perfect. Repede. Da, hai că mai avem o minută, ea zic, a plecat. Ce tare. Da, când nu erau acasă mai ieșeam. Așa, țupăind până la liceu, că stau aproape de Șincai, deci am încercat să păstrez toate legăturile și am făcut față. Da, dar iată, a fost o perioadă foarte grea pentru tine atunci. Dificilă din mai multe puncte de vedere și să vezi cât de ușor poți fi înlăturată. Pare foarte trist. Da. Okay. No, hai că vorbim de trist. Da, ești tare. Asta, cu siguranță, ți-a arătat niște lucruri. N-a fost asta cea mai tristă. Mai avem? Mi-a mai sărit genunchiul în timpul unui spectacol, pe care, un concurs pe care mi-l așteptam foarte mult. Aveam 3 probe, le-am dus pe primele 2 și a treia era acea forță pe care o așteptam și mi-a sărit genunchiul fix atunci și a trebuit să aleg. Mai aveam 2 ore, practic, să mă recuperez. Am încercat, bineînțeles, am stat deoparte, numai că am ajuns la concluzia că ori intru și sunt șanse să ies pe targă sau să le las pe celelalte 2 colegi ale mele să joace, să continue gimnastica fără mine. Bineînțeles, m-am dat la o parte și l-am lăsat pe ele ca să aibă o șansă la locul întâi. De aceea ți-a apărut această problemă, să știi să faci compromisul în favoarea ta. Eu asta am să zic și nu mai ascult și povestea ta când o spui pomul. Imediat o ascultăm, da? O ascult, repede. Orice criză din viața noastră este momentul în care noi creștem mai mult, cu condiția să nu fim victime. Să ne considerăm de ce mi s-a întâmplat mie. Totul este o lecție pentru tine să fii mai bună. Deci nu există altă variantă. Atât. Tu ai învățat multe din chestia aia. Dacă nu aveai această întâmplare, nu învățai. Gata, am tăcut. Că-mi place să aud, să ascult. Lia, să te ascultăm și pe tine. Legat de parcursul academic, să spun o perioadă de un picuț mai neagră, pandemia. Uh-huh. Dar cred că asta a fost o perioadă neagră pentru toată lumea. O perioadă de stagnare, am stat puțin. Ce se întâmplă, multă incertitudine. Dar am trecut peste. Pentru că stai foarte mult acasă, bănuiesc. Da, trebuia să lucrez foarte mult singură și am făcut asta. Adică m-am refugiat în partea asta și mi-a făcut bine. Ops, deci, iată, și ție un lucru negativ s-a dovedit de fapt în timp a fi un lucru pozitiv. Sperăm că n-are nimic. Îl iei imediat în câteva minute acolo. Probabil ți-a scris cineva. Mai vreau să fur o minute de la voi. Exact de ce ai spus tu. Incertitudine înseamnă frică. Hai să lămurim o chestiune. Noi avem 3 părți ale creierului. Neocortexul, cel modern, unde sunt toate funcțiile moderne, de la motivație, disciplină, nu știu, observație rapidă, critică, așa mai departe. Bun. Cel din mijloc, limbic, unde avem emoțiile și memoria. Și cel din spate, cel reptilian, nu are o legătură cu reptilele, cel primitiv sau amigdalian. Da? Bun. Când stai în frică, se activează cel din spate, se închide cel din față. Nu mai tratați nimic cu frică. Gândiți-vă la ce v-am spus eu într-o zi, ne-a spus un nene ceva, da? Că pentru că vi se închide partea din față și nu mai puteți ieși din situații. Frica te blochează. Frica, da, asta face, te blochează oricum, freeze, run, fight, dar îți închide partea din față și nu mai ești creativă. Și stai doar în frică, au, vai de mine, vai de mine, știi? Și legat de asta, cum să nu mai stai în frică? Trebuie să ai gândirea în recunoștință. Orice ți se întâmplă, tu trebuie să curgi și să accepti că e o lecție. Deci curgi cu lecția aia. Nu s-a supărat pe mine, prietena mea cea mai bună. E ok, accept unde e lecția mea, merg mai departe, se va întoarce, dacă e să se întoarcă. Persoana apar și dispare viața. Nu, așa dacă nu mergi mai departe și așa trebuie să fie. Deci nu vă mai opuneți, că intrați în frică și se închide, știi, cel mai important motor al vostru, creierașul din față, care la voi e mare și puternic. În cele 4 minute rămase, așa e că a zburat timpul? Da. Nici nu știți când s-a dus, așa se întâmplă aici când povestim lucruri interesante. În cele 4 minute rămase, am să vă dau la fiecare câte un minut, un minut în minut, să lăsați un mesaj pentru voi, pentru adolescentele care ne urmăresc în această seară și tu să te gândești la un mesaj pentru părinți și pentru specialiști de cenă. Să invi la eveniment. Da, vă rog. Eu vreau să vă zic să nu vă faceți griji de absolut nimic. Trebuie doar să încercați să fiți cât mai buni, dar nu în sensul acela toxic, doar să vreți să evoluați. Asta este cel mai important, să vreți să evoluați și o să fie bine. Mereu va fi bine. Deci mereu va fi bine. Întotdeauna. Mulțumim. Faceți ceea ce vă place, întotdeauna avem răspunsul corect, să nu vă fie frică. Urmați-vă visurile, indiferent cât de nebune sunt, urmați-le. Pentru că întotdeauna inima vă spune, băi, eu trebuie să iau pe aici, luați-o pe acolo, pentru că nu e greșit. Ți-ți place și jurnalismul? Să zicem. Să zicem, ai încercat ceva? Ai făcut niște cursuri, ceva? Nu,
dar am participat la un fel de prezentare, adică la, în cadrul liceului, am avut o activitate la liceu și mi-a plăcut. Adică m-am simțit atrasă față de latura asta. Am zis, Să te gândești și la asta, observ la tine niște lucruri. Da, vorbesc foarte serios. Ai și contact cu camera pentru prima oară, ceea ce mi se pare fascinant, fără să te învețe nimeni. Gândește-te la asta, să te uiți. Minutul meu. Gata, m-am schimbat planul. Da. Minutul meu este următorul. Relația unui copil cu viața este relația copilului cu părinții. Nu există relație mai importantă, mai critică, mai fundamentală decât cea cu creatorii voștri. Niciodată, orice ar face, orice, atenție, orice, nu vă criticați părinții, fiți în consens. Mama, pentru voi, o relație perfectă, aici chiar perfecțiune, o relație perfectă cu mama înseamnă succes ca om în societate, succes în cuplu, în viitoarele voastre relații. O relație perfectă cu tatăl, și vă recomand, înseamnă tot succesul, o parte materială, de la haine, la autoritate, la afacere, la job, la ce vreți voi. Fiți, nu vă criticați cu părinții, sunt creatorii voștri și vă iubesc. Voi viața ales pe ei, iar pentru ei voi sunteți ce? Profesori. Iar ei pentru voi sunt oglinzi. Iubiți-vă oglinzile și ei să vă iubească. Și spuneți în continuu, mulțumesc, îmi pare rău, te iubesc, iartă-mă. Folosiți cuvintele astea. Mulțumim tare mult pentru prezență. Vă mulțumesc și vouă, fetelor. Sper că v-ați simțit bine și mai veniți și altă dată. Cu mare drag, mult succes în tot ceea ce veți face. Să aud de voi numai de bine și cu siguranță veți ajunge departe. Mulțumim. Cu drag. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Mulțumesc și eu. Dragii mei telespectatori, vă mulțumesc și vouă pentru atenție. Iată că Jurnalul de Adolescenți se încheie aici, însă vă dau întâlnire în fiecare sâmbătă, începând cu ora 18 aici pe A7 TV. Însă să nu uitați că sunt și de luni până joi, la alături de tine, tot de la ora 18. Sunt Alina Iloi și vă doresc o seară cât mai frumoasă. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.